Adina Popescu, 8 povestiri de pe calea moșilor Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge poetă. Prima poezie din viața mea am compus-o pe la patru ani și pentru că nu știam pe atunci să scriu, i-am dictat-o lui Anton. Se numea Mâine mergem la friptură și evoca momentul în care eu, mama și Anton am mers la restaurantul Calul Bălan din Neptun în ultima noastră seară la mare. Mama s-a îmbrăcat cu un costumaș cu buline grena pe care și-l cumpărase de la Bucur Obor. Anton și-a pus un sacou. Amândoi arătau foarte bine, deși mama zicea tot timpul că e grasă. Arătau cum trebuie să arate doi părinți în concediu la Neptun. La restaurant am comandat toți la fel, ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Eu am băut pe psicola, ei vin. Cefele de porc erau atât de mari încât ieșeau din farfurie. Asta m-a impresionat. N-am putut să mâncăm tot, așa că ce a rămas a luat mama în șervețele și a băgat în geantă. Apoi, pentru că era acolo o orchestră care cânta muzică internațională, i-am rugat să danseze. Și-au dansat. A fost totul ca un vis. A doua zi dimineața, pe balconul de la hotel, am mâncat resturile de friptură cu chifle de la micul dejun, uitându-ne la mare și părându-ne rău că plecăm. O amintire atât de frumoasă nu putea să nu-mi inspire o poezie. După ce am mai compus poezii din când în când și le recitam când mă înregistra Anton pe casetofon, la înregistrări mai întâi cântam de una singură, apoi cântam împreună cu Anton, care mă acompania la chitară. Pe un vapor sunt 30 de cadavre, și lângă ele o sticlă cu rom, toți mateloții au murit de sete că n-au avut un tirbușon. După aceea recitam poezii patriotice învățate la grădiniță sau la școală. După care spuneam povești inventate, și după povești urmau poezii compuse pe loc. Bancurile erau întotdeauna la sfârșit. Înregistrările durau cam o oră. Anton scotea din casetofon caseta înregistrată și scria pe ea cu pixul Adina 1982 sau 83 sau 85 să vezi ce o să-ți placă să le asculți când o să fii mare. Am încercat să ascult de curând casetele de pe care se șterseseră până și ani. N-am auzit nimic, doar un huruit care venea de undeva de foarte departe. Nicio voce, nicio poezie, niciun cântec. De parcă viața aceea nici n-aș fi trăit-o. M-am uitat în oglindă la un om mare și străin și mi-a venit să plâng. Dar să revenim la poezii. Prima poezie adevărată am copus-o în clasa a treia și am scris-o cu litere caligrafice pe un caet dictando. Se numea Pacea. Nu știu ce mi-a venit să o scriu. La început m-am gândit să scriu despre pionieri, însă tot timpul scriam diverse lucruri în caietul de comandant de detașament și eram cam sătulă de treburi pionierești. După aia am vrut să scriu despre tovarășul Nicolae Ceaușescu sau despre tovarășa Elena Ceaușescu. M-am uitat multă vreme la portretele lor ca să mă inspir. Mi-am dat seama brusc că erau niște oameni pe care nu i întâlnisem niciodată. Și cum poți scrie așa, pur și simplu, despre niște necunoscuți? Ca să scrii poezii despre oameni, trebuie mai întâi să vorbești cu ei, să afli ce le place și ce nu le place, pentru ca mai apoi să-i poți compara în cunoștință de cauză cu un stejar sau cu o grădină. Decât să scrii greșit, mai bine nu scrii deloc. Mai ales că Anton mereu îi înjura pe acești tovarăși și nu știam exact ce impresie să-mi fac despre ei Și dacă n-aveam nicio impresie, poezia ar fi fost nesinceră Așa că m-am hotărât să scriu despre pace pentru că știam că pacea e un lucru bun și că toată lumea e de acord cu asta Așa că poezia mea suna cam așa Pacea e o floare menită să ne apere viața Pacea e o dulce cântare ce se aude în zori dimineața. Mai erau vreo două strofe, dar nu le mai țin minte. Ai ascultat un fragment din povestirea Cum am devenit poetă, apărut în volumul 8 povestiri de pe calea moșilor de Adina Popescu în lectura Adrianei Moca. Carta este ilustrată de Bileana Velicova și a fost publicată la editura Artur.